Paula Todoran, atleta a Clubului Sportiv Municipal Zalău, s-a clasat pe locul 3 în cadrul concursului de 10 mile de la Shortens, Germania. După un stagiu de pregătire de 3 săptămâni la Băile Felix, atleta Paula Todoran, antrenată de profesorul Mirel Seișanu, și-a verificat nivelul pregătirii în cadrul concursului de 10 mile, mai exact 16 km, de la Scorten, Germania. O cursă mai puțin obișnuită pentru atleții din România și Germania, dar foarte populară în Anglia sau Statele Unite ale Americii. S-a încheiat cu un rezultat excelent pentru sportiva originară din localitatea Românași. Paula Todoran s-a clasat la finalul cursei de 10 mile pe poziția a treia, fiind devansată de două sportive din Kenya, și a ratat o clasare pe locul secund pentru numai 4 secunde. Da, sunt foarte multe aspecte legate de pregătirea fizică a fiecărui sportiv. Eu am avut un cantonament de 3 săptămâni la Băile Felix, după care am dorit să fac o verificare într-o competiție, să vedem cum stau cu pregătirea și ce mai trebuie să pun la punct până la campionatul național de semi-maraton, lucru care l-am făcut la concursul din Scortens, într-o cursă de 10 mile. Este pentru prima dată când alerg un concurs de 10 mile, pot să spun că este și record personal, dar și dacă distanța ar fi măsurat 15 km, distanțe pe care am mai alergat-o și în alte concursuri, pot să spun că se lăsa tot cu record personal, fapt care atestă că sunt într-o foarte bună formă sportivă. Următoarea competiție oficială, la startul căreia se va alinia Paula Todoran, este programată peste 5 săptămâni cu prilejul campionatului național de semi-maraton, competiție ce va avea loc sâmbătă 20 septembrie la Cluj-Napoca.